Bună ziua, oameni buni! Bună ziua, dragi români, dragi creștini! Suntem aici în piața Universității, unde, așa cum s-a spus mai înainte, foarte mulți oameni au strigat și au scandat de-a lungul timpului pentru drepturi, libertăți sau pentru multe alte lucruri. Noi nu suntem aici să cerem noi drepturi. Noi suntem aici să ni se respecte drepturile pe care le avem. Le avem din partea lui Dumnezeu și le avem din partea statelor democratice și a Convenției Drepturilor Omului. Suntem aici și sunt aici pentru că sunt tată a patru copii și știu ce înseamnă să crești un copil și știu ce înseamnă să trăiești într-o familie cu șapte copii pentru că provin dintr-o familie cu șapte copii. Familia este nucleul civilizației. Iar observăm că de ceva timp de ceva timp acest nucleu al civilizației este lovit direct, prin diferite modalități. Suntem aici în fața unui nou caz bodnariu, un caz bodnariu care a tras atenție Europei întregi și României, pentru că o familie care trăia în Norvegia, liniștită, în cuvântul lui Dumnezeu, a fost dintr-o dată destrămată de către o organizație care se credea stat în stat în Norvegia și care se credea superioară părinților. Este inadmisibil ce se întâmplă în acest moment în unele state democratice. Vorbim de stat de drept. Stat de drept are sau statul de drept are în primul rând în centrul individul, persoana, drepturile individului. Iar în acest moment vedem anumiți funcționari publici, anumite instituții publice ale unor state comit abuzuri și mai mult decât atât, se vede foarte clar că există o intoleranță și se creează o intoleranță la ceea ce înseamnă credința creștină. Foarte mulți lideri politici nu numai vorbesc de toleranță când vorbesc de anumite minorități sau de multe alte lucruri. Dar din păcate vedem o intoleranță în ceea ce privește credința creștină. Și ăsta este un pericol la adresa civilizației europene. Pentru că această Europa, continentul european, s-a clădit pe principiile odeo-creștine și pe drepturile individului și ale persoanei. Dragii mei, suntem datori în primul rând ca oameni cu credință, ca români simpli, ca reprezentanța ai românilor în Parlament, să cerem reunirea familiei Furdui și sper să ne aude reprezentanții români și guvernamentali, dar mai mult decât atât, sper ca cei de la Ambasada Germaniei în România să audă mesajul nostru. Pentru că nu este mesajul celor prezenți aici, este mesajul românilor și familiilor din România. Este mesajul creștinilor practicanți care știu ce înseamnă familia și rolul familiei în societate și în biserică. Dragii mei, instituția familiei are prevalență asupra statului și a instituțiilor sale. Familia este înaintea statului când vorbim despre creșterea și viitorul copilului, mai ales când vorbim despre statele democratice cu respectul valorilor și al drepturilor copilului. Democrațiile secolului 21 nu trebuie să-și piardă sufletul și inima. Din clipa în care statul smulge abuziv un copil de la părinții lui, umanitatea și democrația primesc o lovitură chiar în inima lor. Nu poate fi umanitatea acolo unde statul rupe autoritar și abuziv un părinte de copiii lor. Și știm foarte bine și vreau să menționez încă o dată acest lucru. Familia Furdui nu are nici cazier, nu are niciun antecedent în ceea ce privește chestiuni legate de protecția copilului sau multe alte lucruri. Este dreptul nostru să strigăm, este dreptul nostru să ne rugăm, pentru că mai mult decât orice, noi credem în puterea rugăciunii. Și dacă în 1989, în Timișoara, acum 32 de ani, se striga Există Dumnezeu, vreau să le reamintesc europenilor, instituțiilor birocratice care se pun deasupra indivizilor și deasupra drepturilor omului că Dumnezeu există și Dumnezeu nu doarme și Dumnezeu răspunde la rugăciuni și Dumnezeu se implică și nucleul civiliz 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 civilizațional al Europei, al României va fi în continuare familia și suntem aici să strigăm der Jugendamt last die Furdui Kinder frei Amen.